Pe parcursul a 8 luni, la Centrul pentru Educație Inclusivă Speranța din Șimleu, Silvanie, este implementat un proiect prin care este facilitat accesul la serviciile sociale și educaționale specializate ale copiilor cu dizabilități aparținătorii acestora, precum și al cadrelor didactice care lucrează cu acești copii. Proiectul este implementat de Asociația Play Transilvan în parteneriat cu Asociația Apostol din Atena și Centrul pentru Educație Inclusivă Șimleu Silvaniei și poartă generic numele de Solidari pentru o viață mai bună. După cum preciza în cadrul unei conferințe de presă Amalia Sabău, managerul proiectului, proiectul vine în sprijinul copiilor cu dizabilități. Ne-am gândit să implementăm acest proiect pentru că suntem de părere că fiecare copil are dreptul la o viață împlinită. Fiecare părinte ar trebui să se poată bucura în voie de copilul lui și împreună considerăm că putem să creăm o lume mai bună pentru copiii cu dizabilități. Astfel, copiii din cadrul Centrului de Educație Inclusivă Șimleu, Structura Speranța, au fost organizate activități de integrare în comunitate și terapie personalizată pentru copii, școala părinților și grupuri de suport pentru părinți și asistenți personali. Misiunea școlii noastre, a Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă și Șimleu Silvaniei și structurii Speranța Zalău este de la sine înțeleasă. Pe lângă recuperarea propriu-zisă dictată de dizabilitățile diverse abordate în școala noastră, avem și rolul de părinte, avem și rolul de modelator, de caractere, de personalități, avem rolul de a-i pregăti pe acești copii pentru viață. Proiectul Solidari pentru o lume mai bună are între obiectivele propuse o grămadă de lucruri care se regăsesc și în misiunea școlii noastre. În cadrul proiectului, astăzi a avut loc un seminar româno-elan cu tema abordarea copiilor cu dizabilități, exemple de bune practici. Alături de reprezentanții partenerilor de proiect la seminar, a luat parte și președintele Consiliului Județean Sălaj, Tiberiu Marc, precum și reprezentanții ai principalilor furnizori de servicii destinate copiilor cu dizabilități.